Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie! Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau soluții și idei pentru bugetul familiei voastre. În acest vlog ne plimbăm împreună prin Jumbo în septembrie pentru a vedea ce oferte avem, ce lucruri merită cumpărate și să vă arăt și ce mi-am cumpărat eu. Motivul principal pentru care am mers în Jumbo este că am găsit la niște prețuri foarte bune data trecută dezinfectant pentru mâini și am mers să vedem ce avem de data aceasta. Din păcate, dezinfectantul este la prețuri bune, dar nu este cu 70% alcool și m-am gândit că ar fi bine să nu fac economie tocmai acum la acest subiect și să aleg să cumpăr din altă parte dezinfectantul pentru mâini. Dacă vă interesează, l-am găsit chiar peste drum la Selgros, 1 litru 30 de lei cu 70% alcool, deci acela vi-l recomand, este cel mai ieftin pe care l-am găsit până acum. Pachetele de șervețele antibacteriene sunt la un preț bun, o să fie nevoie pentru școală, să portați câte unul prin geantă în caz că aveți nevoie. De la Jumbo vi le recomand să vi le cumpărați. Cine care a fost în Jumbo, măcar o dată, știe că este plin de jucării mai interesante și mai frumoase. Vi le recomand, unele sunt de bună calitate, unele nu sunt de bună calitate, dar depinde și cât vreți să vă țină. Dacă sunt jucării pentru copii mai mici care le strică, cum ar fi al meu, eu zic că este o idee foarte bună. Nouă ne-au plăcut niște seturi de la Play-Doh, sunt foarte interesante, dar vă las și pe voi să vă uitați, poate vă face ceva cu ochiul. Iar nu uitați, pentru Crăciun, cele mai bune cadouri cred că le găsiți prin Jumbo. Asta dacă nu dați de o super ofertă de Lego pe undeva prin magazine, pe la Noriel sau pe la EMAG din când în când. Am găsit și foarte multe sticle pentru apă, dacă vă trebuie pentru începutul anului școlar, la prețuri foarte bune. Am fost surprinsă să găsesc lucruri pentru sport, fașe elastice. Au foarte multe variante pentru mingi, dacă aici nu puteți găsi o minge care vă place, nu știu unde le puteți găsi. Nu sunt de calitate superioară, vă dați seama, dar știți cum sunt copiii, tot timpul pierd câte o minge. O secțiune interesantă este cea cu măști și costume, cu tot felul de urechiușe, la prețuri foarte bune. Înainte să închiriați un costum, treceți prin Jumbo, poate reușiți să faceți ceva din lucrurile pe care le au aici. Suntem deja pe la jumătatea magazinului. Toate produsele acestea pentru vară sunt la prețuri foarte bune, cred că cei de la Jumbo încearcă să scape de ele, așa că dacă aveți chestii pe care vreți să le cumpărați pentru vara viitoare, acesta este un moment foarte bun. Să vă arăt și ce mi-am cumpărat din Jumbo, nu mare lucru, lucrușoare pentru ăsta micu. Am luat niște Jumbo Dough, este ca Play-Doh, dar făcut de cei de la Jumbo. O cutie a 2,99 lei, iar cel de la Play-Doh era 4,99 lei, deci vă dați seama de ce am ales cutiile de la Jumbo. O plastelină
de culoare albastră și o plastelină de culoare verde, ambele la 2,99. Ce a fost mai mult au fost aceste forme pentru plasteline. M-am gândit să iau lui ăsta mic și niște forme ca să se poată juca pentru început cu ele, să-i facă plăcere. Această cutie de forme a fost 9,99 lei, deci nu foarte ieftină. Iar spre final ne-a tot rugat să-i luăm un joc de ăsta. L-am văzut într-un filmuleț pe YouTube. Se juca parcă Ryan, că cel mic are voie să se mai uite din când în când la tabletă. Trebuie să supraviețuim și noi cumva în vremurile astea de stat acasă. Și l-a văzut la Ryan World și i-am luat ceva, na, potrivit cât de cât vârstei lui, este pentru vârsta de 6 ani, să vedem când o să îl dăm, nu știu dacă îl primește chiar acum, că na, are deja lucrușoare. Acest joc a fost 12,99 lei, este ca un fel de X și 0 adaptat perioadei, să zicem, un X și 0 mai modern. Tot ce am luat din Jumbo a fost 32,95 lei, mai avem o paletă pentru muște, a fost 3,99 lei și îl enervează foarte tare muștele, pe mine nu mă deranjează, adică să văd una odată la câteva zile, mie nu mi se pare nimic ieșit din comun, dar el moare și atunci am luat paletă pentru muște, e foarte drăguță că e roz, am pus-o undeva în cămară, că n-are rost să stea pe afară, dar cam atât ne-am luat de la Jumbo, ce să zic, sper să vă fi plăcut să ne fi plimbat împreună un pic prin Jumbo, să vă arăt cam ce am luat și în general să vă spun că dacă aveți copii care merg la școală anul acesta, chiar merită să faceți o vizită în Jumbo, lucrurile sunt destul de ieftine, mult mai ieftine decât în magazine, mai ales caietele din punctul meu de vedere. Acum calitatea, ce să zic, nu știu dacă contează foarte mult cât de calitative sunt caietele, ținând cont că, na, scrii pe ele și după aceea nu știu dacă mai revii la ele. Din punctul ăsta de vedere mă gândesc, dosarele mi s-au părut ieftine, lipiciul mi s-au părut foarte ieftin, erau și multe ghiozdane ieftine, dar nu știu dacă le recomand, că nu mi s-au părut foarte țepene așa, mai ales dacă aveți copii de clase mai mici, care n-au nevoie totuși de un ghiozdan mai zdravăn, să zic așa. Dar oricum merită să vă duceți până acolo, să vedeți și voi despre ce este vorba, mai ales pentru începutul școlii, puteți face economii serioase din punctul meu de vedere. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!